Bună, sunt Roxana, am 39 de ani, sunt mama a 3 copilași. Acum 3 ani rămăsesem însărcinată cu fetița cea mică. Aflasem de o lună sau două că sunt însărcinată. Deja bucuria și împlinirea în casă era maximă. Chiar eram la momentul la care îmi spuneam, Doamne, ce-am făcut în viața asta de ai putut să-mi dai totul. Soțul meu era minunat, era cu toate calitățile posibile. Și după scurt timp, după ce am aflat că sunt însărcinată, am aflat și de boala soțului meu. A avut limfom. Am avut încă o jumătate de an de bucurii și împliniri în care am profitat la maxim, pentru că după ce treci prin momente grele, știi să guști viața altfel decât o făceai înainte și să pui accent pe multe alte lucruri decât o făceam înainte. După care boala a recidivat, forma de cancer limfatic pe care a avut-o soțul meu a fost una agresivă, foarte rară, și a reluat tratamentul, nu a mai răspuns la tratament ca prima dată, a făcut un nou transplant de celule stem de la o terță persoană de data asta. Și după 4 luni de la transplant, adică acum un an, soțul meu a decedat. Dacă înainte eram acea femeie care, pentru care soțul făcea totul și nu știu, aveam tot timpul tendința, Ramon, spune-mi dacă fac bine, dacă nu fac bine, aveam nevoie mereu de confirmarea lui. Nu doar în ceea ce privește copiii, dar și în viața de zi cu zi. Mi-a plăcut să fiu o femeie răsfățată, iubită. A trebuit să trec peste moment, pentru că sunt 3 copii pe care trebuie să am grijă. I-am promis că voi avea grijă și vor crește așa cum trebuie, așa cum am făcut-o împreună, dar a trebuit să iau rolul și de mamă și de tată și să îi cresc singură. Copiii m-au ajutat foarte mult, cel puțin băiețelul, pentru că el este mai mare și conștientizează tot ce se întâmplă. El a fost sprijinul meu. O perioadă bună mă căuta prin casă, mă prindea plângând, trebuia să facă eschibiții ca să mă scoată din stare. M-a făcut să văd mereu partea plină a paharului. Trebuie, copiii oricum îmi dau putere. Fetele sunt mici, sunt pline de energie. La început, după ce s-a întâmplat cu soțul meu, erau zile în care pur și simplu nici nu apucam să gândesc prea mult, pentru că eram în continuă alergătură după ele. Și știu că pentru ele, pentru ei, trebuie să merg mai departe, să continui viața, să fiu așa cum trebuie. Și știu că și el și-ar fi dorit lucrul ăsta. Am încercat așa să facem să nu treacă zi fără să amintim de el. Oricum, fetițele toată ziua vorbesc despre tati. Fetița cea mare, ea a fost, pentru ea tata era totul. Ea a suferit foarte mult, deși nu a înțeles. Acum începe să conștientizeze că ce se întâmplă după moarte, că e mai mărișoară. Dar la momentul la care a înțeles că tata nu mai vine, a fost foarte greu pentru ea, pentru că era lipită de el. Când eu am plecat în Germania să facă soțul meu transplantul, m-am dus la creșă și i-am spus doamnei de acolo, de la creșă, că voi pleca și că o voi ține acasă o perioadă la părinții mei. Și îmi spunea doamna asistentă că stați liniștită, că Evelin nu va suferi că plecați dumneavoastră. Evelin suferă după tatăl ei. Tot timpul când mergea la ea la grupă, după ce o lăsam la creșă, ea plângea și asistenta îi spunea: Evelin, hai că pun mâna pe telefon și o sun pe mami, dacă te liniștești, vine mami și te ia. Nu, eu tati vreau să vină. Dar am făcut tablouri în fiecare cameră ca să îl avem mereu acolo cu noi și să-l simțim așa lângă noi, chiar dacă nu mai este fizic. Și da, pentru cei care pleacă de lângă noi, trebuie să fim puternici, pentru că sunt convinsă că asta își doresc. Și pentru cei din jurul nostru, pentru că și ei sunt foarte importanți,
Știu că de multe ori am încercat să fiu tare, doar ca să mă vadă cei din jurul meu că sunt puternică și să nu sufere și pentru mine. Copiii, că ei trebuie, ei sunt acum cei mai importanți și pentru ei trebuie să îmi iau puterea necesară să fac ce trebuie. Este provocator, este frumos, este și greu, nu pot spune că totul e roz, dar satisfacția pe care mi-o aduc și bucuriile pe care mi le aduc întrec orice.